mesaj de interes național pentru oameni mari de la oameni mici. Mi-e frumos afară, mai despre aspectul fizic al unei persoane. Abține-te, ține spărările pentru tine. Și în general, încearcă să nu judeci pe nimeni, mai ales după aspect. Adu-ți aminte că e mai bine să nu spui nimic. Dacă nu ai ceva bun de spus, dar dacă observi că cineva are împăianjuri pe frunte sau ceva între dinți, atunci e indicat să-l atenționezi într-un mod politicos și prin respect, desigur. Mesaj de interes național pentru oameni mari de la oameni mici. Hai să ne salutăm ca lumea. Salut. Ah, deci puternic Vladimir. Da. Cum te cheamă Vladimir? Vladimir Ințu Florian. Ah, și Florian. Da. Da. Zi-mi, te rog frumos, de unde ești tu? Din Blejoi. Din Blejoi. Unde e asta? În ce județ? Nu e niciun județ. Ah, e o localitate, nu e un județ. Da, da, n-are niciun județ. Da, că Blejoiul este de sine stătător, un fel de Liechtenstein. N-are cum. Liechtenstein e altă țară. Aha. Păi de-aia există județe care să le separe. Pentru că România este o țară și ce zici, ce țară, cum se numea, este altă țară. Bun, și în ce țară e România? Pardon, în ce județ e România? Scuză-mă că am greșit, că România e o țară, dar în ce județ? Județul București, cred. Bravo, ceva știi tu. România cum e ca țară? O țară bună sau rea? Cu Putin cam rea. Păi, nu întreb de România. Ce treabă are Rosnacu cu... El e rus, e treaba lui în Rusia. Nu-i, n-ai treabă. Dar zi, de ce să fie România rea? România e faină, e frumoasă, nu-i frumoasă? E un pic frumoasă, dar are și ceva rău la mijloc. Ce? Pentru că... România e foarte murdară, adică nu e curată, e poluată, e... Da, să știi că nu țara face asta. Cine o murdărește? Lumea, tu cine credeai? Tu, dacă te duci într-un loc, vrei să stai într-un loc, să zicem pe o pajiște, te duci, găsești o poieniță și vezi că alții au lăsat murdărie acolo. Ce faci? Le strâng și le arunc la gunoi. Bravo! Ești un exemplu că puteai să spui foarte ușor, mă mut, plec în alt loc. Nu, strângi și stai acolo. Dar ai făcut o faptă bună, foarte frumos. Părinții tăi te-au educat așa? Da. Foarte frumos s-au făcut. Ei ce fac? Mama mea lucrează de acasă un pic. Lucrează de acasă. Dar ce meserie au ai tăi? Ai mei? Amândoi aceeași meserie. Ce? Tati e măsurător geodez. El nu e din România, am înțeles. E geodez ăsta, din geodezia. Și mama? Tot geodeză sau e din România? Din România. Lucrează de acasă să facă niște terenuri de-astea. Aha. Cumpără terenuri cât tati muncește, nu? Da. Și cum te înțelegi cu el în limba asta geodeză? Ai învățat-o și tu, nu? El vorbește română oricum. A, învățat între timp? Da. Ție ce ți-ar plăcea să fii? Virgil. Virgilianță. Ți-ar plăcea așa să... Da. Să faci televiziune, să... Da. Da? Ce crezi că e frumos la meseria asta? Că întâlnești mulți copii. Asta așa e, să știi. Că ăsta e cel mai frumos lucru. Și la școală ești bun? Da. La ce ești foarte bun? La matematică. La matematică? Da. În ce clasă ești? Trec a întâia. Ce să te verific eu dacă ești așa de bun. 384 împărțit la 269. Nu cu plus și cu minus, că asta nu e... Cu plus și cu minus. 20.834, 534.800, minus 7. Nu știu asta. Păi ți-am dat ușor, mă, minus 7 am zis. Minus 7, păi 1900 telele, eu nu știu cum ai, știu eu cum ai zis tu. A vrei cu chestii mai mici, mai așa. Da. Bine, 3 minus 7. 3 minus 7, 0. Păi unde e restul? Păi stai, mă, puțin.
3 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce facem? 3 minus 3 e 0. Și ce facem cu alea 4 unități? Stai un pic, fii atent. Păi eu stau, ia zi. Eu știu foarte bine cât faci. Cât? Pentru că 3, dacă iei 7, da. Adică 3 minus 7, dar stai, cum ai zis tu? 3 sau 7? Păi ai zis 3 minus 7. Minus 7. Păi, uite, vezi pe 3 aici? Da. 1, 2, 3. 3. Minus și mai am 4. Minus 7 am zis. Păi ce, după aia reumplem sau cum? Reumplem, că n-ai... Cum vine asta? Păi fii atent, 3 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Deci minus 4, domnule. Hai că asta o știu, dacă nici eu nu știu. Înțeleg că am făcut vioară, dar am mai trecut și am mai venit și în față puțin la matematică. Da, ia, până știi că... ecuația de grad întâi rup. Da, știi la... Zi, pune-mi tu întrebări. Hai. Ia, stai să vezi ce calcul. Ia, zi. 3199-1349 împărțit la 2. Asta înseamnă 1564-2308. Vezi? Bravo. Știu, dar mie merge, eu fac calculele de-astea spontane. Tu ai trecut școala deja. Aproape, da, da, da. Deci e clar că mai ai de lucru cu matematica. La fizică cum stai? La fizică... Adică? Păi cum vrei să zici fizică? Eu știi că mi-am inventat un device? Cum? Se numește device-ul Ianțu. Wow! Și acum este testat în Elveția. Este așa, fii atent. Este un device în priză. Da. Da? Care emite niște vibrații joase, care ajută să-ți încarci telefonul, care preia acele vibrații prin mișcarea mecanică, să-ți încarci telefonul de la distanță. Și l-am patentat și o să fiu recunoscut ca un inventator patentat. Și, da, ia fii atent. Dacă cablul de la telefon ți se taie și rămâne doar ăla de bagi. Bă, ți se taie câteodată, și? Și rămâne doar ăla de îl bagi. Da. Și ștecherul se numește. Și doar priza. Da. Și după aia tragi cu carioca o linie. Hai să vezi că poate ți se încarcă. Uite, o să încerc și desenez prin toată baia, așa, nu? Ca să am oriunde să pot să încarc, nu? O să până la lună pot să încarci. Tu faci experimente? Da. Ce? Vulcanice. Adică poți să aduc aici un pahar și îmi trebuie bicarbonat și oțet. Și aici să vezi și boia. Da, e roșie. Boia de ardei roșu. Și dacă pui oțetul... E acru, nu, pun foarte puțin, doar la ciorba de miel maxim. Și în aia de burtă merge un pic, dar de la din vin. Păi, uite, bicarbonat. Greu cu mine, a? Bicarbonatul, când intră intat cu oțetul, oțet. Păi da, le țin separat ca să nu se nu combine, măi. Nu, dacă le combin pe amândouă. Păi nu le combin, că eu le țin într-un dulap bicarbonat, ca să nu am probleme. Păi nu, dacă le combin și pui într-un pahar. Păi nu le combin. Păi stai să te explic. Zi, bă, asta vreau, explică-mi de ce să nu le păi combin. Dacă îi aduc un pahar și le combin pe amândouă. Eu nu beau oțet. Nu bei oțet, stai liniștit, că nu, ăla nu e un experiment să-l bei. Este ceva care erupe după aia. Păi de asta zic, să erupă nu e bine. Adică face ca un vulcan. E... Da, de-aia e bine să le ții separat. Că ți-am zis, cred că ți-au zis și părinții, nu mai ține oțetul lângă bicarbonat și nici lângă boia. Păi nu, dacă e închis ăla, n-are nici ce să-l păi asta zic. Poți să-și arunci bicarbonatul. Păi asta e, de așa am rezolvat problema, că dacă asta m-ai întrebat cum să faci să nu mai erupă. Fii atent. Știi să levitezi? Da. Nu știu, de fapt. Nu știi? Eu știu. Cum? Vrei să arăt? Da. Fii atent. Te uiți, da? Uită-te da. Bine, da? Vezi? Da. Ai văzut? Da.
Așa. Dar lichitez foarte puțin, câteva secunde pot să mă ridic de la pământ. Eu pot și mai mult. Ia arată-mi. Deci că sare la trambulină cu schiurile. Da. De ce suntem noi pe pământ? Știi de ce? Pentru ca să inventăm școala. Școala, liceele, facultățile, locurile de muncă, telefoanele și așa. La ce ajută școala? Școala să ai o carieră în viață. Școala te mai ajută... Școala e pentru ca să înveți mai mult. Și pentru că dacă noi n-am avea școală, ne-am trezit într-o lume needucată. Ai vrea să fie tot timpul numai accidente pentru că n-au existat școli de conducere? Ai vrea să fie numai accidente? Nu. Tu ai putea să trăiești fără telefon, fără caiet, fără școală? Ai putea? Și fără mâncare? Că nimeni nu mai are ce să producă. Ce zici? Nu. Ai murit de foame și ai murit și de sete pentru că nimeni nu mai ia apă. Da. Și dacă ar fi prețurile foarte mari și n-ai avea bani, adică dacă ai scoate și n-ai avea alea goale, eu sunt un copil încă și de-aia n-am bani. De-aia pot să strâng muncind. Da. Și dacă muncești, n-ai carte, n-ai parte. Ce zice? Ce se mai întâmplă dacă nu ai educație? Dacă nu ai educație... Nu ești educat, nu știi să vorbești și așa. În sensul că nu știi să vorbești, adică înjuri și așa. Ai înțeles acum de ce ne trebuie nouă școală? îmi place cum pui problema. Am înțeles acum de ce ne trebuie nouă școală. Bine, îți doresc succes să faci tot ce vrei tu. Dacă ești pe drumul ăsta și crezi în educație, o să reușești să faci absolut orice. Orice? Orice pe lumea asta. Uite-te la mine ce zic. Dacă îți propui să devii, nu știu, astronaut, orice, dacă tu mergi pe drumul ăla al tău cu educație și cu efort, o să reușești. Succes! Mi-a părut bine. Mai vorbi, mai vrei să-mi zici ceva în reîncheiere? Da. Zi. Spor la lucru. Mulțumesc! Bine v-am găsit la Copii știu, un concurs de cultură generală la care copiii trebuie să răspundă întrebărilor cu da sau mu. Nu, nu, mu, nu, nu. Ați înțeles? Da. Alături de mine se află Ania și Edi. E invers. Edi și Ania. Scuze că m-am încurcat. Tu știu că... Ești foarte pasionat de bivoli, de boi, de văcuțe, de... Nu? Da. Dar cum se numea bivolul ăla despre care am vorbit noi la un moment dat? Marele Colonel sau... Nu mare, nu Colonel. Ăsta, poate mare. Marele Marshall. Sau Marshall, ăla. Marele Marshall. Da. Chiar există un bivol, da? Dar noi astăzi vorbim de... Paula. Este o văcuță... Da, diferența între boi și văcuță nu vă întreb. Care... Iar tu, am o întrebare, prima întrebare, foarte dificilă. Câți ani ai? 8. Răspuns corect și ai câștigat. Nu, n-ai câștigat deocamdată nimic, că n-am început concursul. Poți să râzi dacă îți vine, nu știu să te abțin, că nu ești la televizor. Bine, începem? Deci fiți atenți. La sfârșit, cine acumulează cele mai multe răspunsuri corecte, câștigă marele premiu. Celălalt câștigă un premiu, dar nu cel mai mare. Deci e o miză aici, da? Trebuie să vă luptați unul cu celălalt. Sunteți pregătiți? Da. Mai tare. Sunteți pregătiți? Da! Mă, dar de ce țipați așa? Ok, hai să vedem. Prima întrebare. Bucuria este o emoție pozitivă. Da! Răspuns corect! Bravo! A răspuns corect, Ania? Sau Edi? Cine e ea?
Iania. Așa, mulțumesc. Din când în când să-mi spui, te rog. A doua întrebare. Vaca este animal domestic care dă lapte. Da. Tu ai răspuns prima. Da. Soarele se învârte în jurul pământului. Da. Muuu. Este răspunsul corect. Pământul se învârte în jurul soarelui. Greșit. Tu n-ai răspuns nimic. Hai, atenție. Muntele Tâmpa se află în orașul București. Muntele Tâmpa se află în orașul București? Nu. Mai tare. Mu. Și mai tare. Mu. Așa este, mu se află. Este în Brașov. Brașov. Bravo, bravo, bine că spui acum. Hai. Ești foarte bun. Deci atenție că ți-o luat înainte. Albinele consumă nectar pentru a face miere. Da. Da. Corect, a apăsat înaintea ta. Următoarea întrebare. Limba unei girafe este violet. Da. Da. A răspuns, a răspuns prima și corect. Acum, vaca. Să-i spunem văcuță. A fost primul animal clonat din lume. Oaia a fost. Oaia? Da. Oulu. Oulu. Și cum o chema? Dolly. Dolly. Bravo, bravo. Răspuns corect din nou. Henri Coandă a fost românul care a inventat stiloul. Mu? Apasă pe mine. Cum? Mu? Păi mă întreb sau răspuns? Mu. Așa, și cine a fost? Nu știu. Răspuns corect, tu știi? Petrache? Petrache. Pechea. Ăsta, Poenaru. Da, corect. Bine, acum. Teama este un sentiment asociat cu stresul. Da. Răspuns corect, da. Bun. Se spune că a-ți face griji este inutil. Da. Da, așa este, răspuns corect. Austrul. Ce mai e? Este un vânt de pe teritoriul Transilvaniei de vest. Nu? Da. Deci da. Nu ai luat niciun punct. Este da. Și acum, ultima întrebare. O vacă doarme în medie 14 ore pe noapte. Stai puțin, stai puțin, că avem o premieră. Doamnelor și domnilor, Edi are șansa să ne răspundă la ultima întrebare. Este adevărat? E da sau mu? 14 ore pe noapte, în medie. Eu cred că da. Răspuns final? Da. Bine. Greșit. Greșit? 12. 12 are noaptea. Dar ea doarme cam 4 ore. Să știi, în medie. Câteodată 3, 3 jumate, câteodată 4 și un sfert, depinde cât stă la televizor, cât mai citește, intră pe online, pe nu știu ce, dar cam 4 ore, că pierde mult timp în, pe Insta și pe astea, știi? Și pe TikTok. Prea mult, prea mult timp. Și dimineața este cu ochii roșii, obosită, chiar una nici nu poate să dea prea mult lapte de-a ta, făcuță. La fel ca la luminile astea, aproape. Exact, exact despre asta este vorba, dragii mei. Acum trebuie să facem niște calcule, să vedem, și foarte dificil, să vedem ce zice calculatorul, a calculat numărul de răspunsuri, să vedem cine câștigă premiul cel mare. Mare suspans. Tu cine crezi că a câștigat? Nu știu. Nu știi? Cred că ea. Bă, așa, la limită... Câștigă Ania, felicitări! Ai câștigat premiul cel mare. Este vorba despre o trotinetă. Da, e faină. Iar tu ai câștigat o
role. Adică da, dar numai un bocanc, știi? Trebuie să mai vii la un concurs ca să ai două, știi? Poți să mergi și într-un picior. Glumesc, ai câștigat un set de role și premiile voastre oferite de Paula, uitați aici, unul ție, unul mie, ăsta unul de ție, trotineta și rolele. Felicitări, vă mulțumim! Mesaj de interes național pentru oameni mari de la oameni mici. Mi-e frumos afară, mai despre aspectul fizic al unei persoane. Abține-te, ține-ți părerile pentru tine. Și în general, încearcă să nu judeci pe nimeni, mai ales după aspect. Adu-ți aminte că e mai bine să nu spui nimic. Dacă nu ai ceva bun de spus, dar dacă observi că cineva are un boianj pe frunte sau ceva între dinți, atunci e indicat să-l atenționezi într-un mod politicos și prin respect, desigur. Mesaj de interes național pentru oameni mari de la oameni mici. Ca să nu pierdeți niciun episod din emisiune, nu uitați să vă abonați apăsând butonul subscribe și puteți urmări fiecare episod fără probleme. Sunt Virgilianțu. O seară faină. Ciao. Data viitoare la Copiii Spun. Tu ce părere ai despre oamenii care nu au educație? Să învețe sau să fie la detenție? Acum trebuia să ai serviciu și tu ai serviciu. Ce serviciu am? Serviciu ăsta. Aici vorbești cu copii. Tu nu vezi că vorbești cu mine? Eu? Da. Da.